Bine ați revenit! În clipul de astăzi rezolvăm împreună subiectul al treilea din testul 17 din testele de antrenament propuse de minister pentru examenul de bacalaureat profil științele naturii. La exercițiul întâi avem o funcție, trebuie să calculăm derivata, apoi să determinăm intervalele de monotonie și să demonstrăm o inegalitate, iar la 2 avem la punctul A să arătăm că integrală de la 0 la 1 din f de x la x este 10 pe 3, Apoi să demonstrăm că orice primitivă este o funcție convexă, iar la ce să determinăm numerele reale a, a b și c pentru care f mare este o primitivă a funcției f. Să începem cu exercițiul 1. Întâi se consideră funcția f definită pe minus 1 infinit cu valori în R, unde f de x este x minus radical din x plus 1. Punctul A. Arătați că f derivat de x este... 2 radical din x plus 1 minus 1 supra 2 radical din x plus 1 unde x se află în intervalul minus 1 infinit. Și acum să luăm funcția, să o derivăm și avem x-ul derivat este 1 minus radicalul derivat, vă reamintesc formula, radical din x totul derivat înseamnă 1 pe 2 radical din x, în cazul nostru să avem 1 pe... 2 radicali din x plus 1, însă, pentru că în radical nu avem o funcție elementară, ci avem o funcție compusă, va trebui să mai derivăm încă o dată cantitatea. Și atunci avem 1 minus 1 pe 2 radicali din x plus 1, ori cantitatea derivată în mod clar este 1 și atunci am scăpat de ea. Aducem la același numitor și avem numitorul comun, iar la numărător avem 2 radicali din x plus 1 minus 1. Oricare ar fi x din minus 1 infinit. Punctul B. Determinați intervalele de monotonie. Pentru asta, nimic mai simplu, egalăm derivata cu 0. Și atunci, f derivat de x egal cu 0 înseamnă că fracția 2 radical din x plus 1 minus 1 supra 2 radical din x plus 1 este 0. O fracție este 0 doar dacă numărătorul său este 0. Cu alte cuvinte, 2 radical din x plus 1 minus 1 egal cu 0. Adunăm 1 și avem 2 radicali din x plus 1 egal 1. Împărțim relația la 1 pe 2. Împărțim relația la 2 și obținem că radical din x plus 1 este 1 pe 2. Haideți să scăpăm acum de radical, să ridicăm la puterea a doua și atunci ajungem la faptul că x plus 1 este 1 pe 4. Scăzându-l pe 1, vom ajunge de fapt la x egal cu 1 pe 4 minus 1 aducem la același numitor și obținem că x este minus 3 pe 4. Haideți să vedem tabelul. O să încerc să-l fac în partea de sus pentru a folosi și acest spațiu. Și avem x, f derivat de x și f de x. Intervalul este minus 1 plus infinit, iar rădăcina noastră, noastră este minus 3 pe 4, care înseamnă aproximativ minus 0,75, de aceea ea se află în interval. În dreptul ei avem 0. Acum, trebuie să studiem semnul înaintea rădăcinei sau după rădăcină. E clar că numitorul de la derivată este pozitiv, asta înseamnă că semnul va fi dat de numărător. Și acum, dacă ne uităm la numărător, dacă noi luăm valori mai mari decât minus 3 pe 4, să vedem ce se va întâmpla. Dacă noi înlocuim cu minus 3 pe 4, avem practic așa, radical din minus 3 pe 4 plus 1, aducând la același numitor, înseamnă 2 ori, radical din 1 pe 4 minus 1. Dacă eu voi lua o valoare mai mare decât minus 3 pe 4, spre exemplu dacă voi înlocui în 0, ce se întâmplă oare? În 0 avem 2 ori radical din 1 minus 1. Și atunci e clar că în partea dreaptă vom obține întotdeauna numere mai mare decât 0 și în partea stângă o să obținem numere mai mici, pentru că în momentul în care noi vom face înmulțirea vom avea o fracție înmulțită cu 2 și cu siguranță va rămâne totuși mai mică decât 1. Acum înseamnă că funcția este descrescătoare și apoi crescătoare și aici este f de minus 3 pe 4. Să scriem povestioara. Am obținut că f derivat de x este mai mic egal decât 0, oricare ar fi x din intervalul minus 1, minus 3 pe 4. Asta înseamnă că funcția este descrescătoare pe acest interval. Apoi, avem f derivat de x e mai mare egal decât 0, oricare ar fi x din intervalul minus -3 pe 4 infinit, asta înseamnă că funcția este crescătoare pe acest interval. Acum, haideți să vedem la punctul C, dacă nu are cumva o legătură cu ce am făcut aici. Vă spuneam în celelalte clipuri că orice inegalitate, din punctul meu de vedere, o puteți demonstra extrem de ușor pe baza tabelului de monotonie. Chiar dacă nu știi ce să faci, dacă îți faci tabelul de monotonie, cu siguranță îți va veni o idee sau măcar ceva, un punct de plecare vei avea pentru rezolvarea inegalităților de forma aceasta. Haideți să vedem cum putem să facem aici. Dacă noi avem logaritmul de x și x-ul se află în acest interval, putem să vedem ce se întâmplă cu logaritmul din x pe intervalul 1e, cum este ca sem. Și noi știm așa că dacă x aparține intervalului e infinit, de fapt rezultă că x-ul e mai mare egal decât e. Dacă ar fi să ne gândim cum va fi logaritmul de x față de logaritmul din e, e clar că logaritmul din x este mai mare egal decât logaritmul de e, asta înseamnă că logaritmul din x e mai mare egal decât 1. Și întrebarea voastră poate fi este bună dar la ce mă ajut pe mine asta? Păi, aici, dacă vă uitați cu atenție, în interiorul radicalului avem logaritmul, care cumva ține locul de x. Apoi aici avem tot așa ca un fel de x. Asta înseamnă că eu, de fapt, am funcția într-un anume punct care are legătură cu logaritmul. Și haideți să calculăm de curiozitate, să vedem ce înseamnă f de logaritm natural de x. Dacă înlocuim în funcție, observăm, de fapt, că obținem logaritm natural din x minus radical din logaritm natural din x plus 1. Eu zic că seamănă foarte bine cu relația pe care o avem. Problema este că noi trebuie să mai vedem și cine este 1 minus radical din 2. Și atunci haideți să vedem ce înseamnă f de 1, pentru că având acel 1, clar ne ducem cu gândul la 1 minus radical din 2. Înlocuind avem 1 minus radical din 1 plus 1, adică radical din 2. Cu alte cuvinte, în inegalitatea noastră avem o legătură între f de logaritm natural din x și f de 1. Și acum, haideți să scriem încă o dată ce avem în exercițiu. Ne-am arătat că logaritm natural din x e mai mare egal decât 1 și să vedem și x-ul aparține intervalului e infinit. Și așa cum am spus, logaritmul acesta pentru noi este ca și cum ar fi un x. Și acum haideți să ne întoarcem să vedem cum este funcția pe intervalul în care x-ul e mai mare egal decât 1. Dacă ne uităm în tabel, observăm că suntem în această porțiune. Asta înseamnă că funcția este crescătoare pe acest interval. Și vom avea așa, funcția f este crescătoare pe intervalul 1 infinit. Asta înseamnă că f de logaritm natural din x va fi mai mare sau egal decât f de 1. Practic, se păstrează sensul inegalității. Și acum, f de logaritm natural din x am aflat că este logaritm natural din x minus radical din logaritm natural din x plus 1 va fi mai mare sau egal decât f de 1 care era 1 minus radical din 2. Haideți să mutăm logaritmul în partea dreaptă și atunci în partea stângă rămânem cu logaritm natural din x mai mare sau egal decât Radical din logaritm natural din x plus 1, plus 1 minus radical din 2, relația adevărată, oricare ar fi x din intervalul e infinit. Mergem mai departe la exercițiul al doilea. Avem o funcție f definită pe r cu valori în r, unde f de x este e la x pe lângă x la pătrat minus 4x plus 5. Punctul a. Arătați că integrală de la 0 la 1 din f de x supra x de x este 10 pe 3. Haideți să înlocuim și avem integrală de la 0 la 1 din f de x înseamnă e la x pe lângă x pătrat minus 4x plus 5 supra l x de x. Simplificând, rămânem cu integrală de la 0 la 1 din x la pătrat minus 4x plus 5 de x. Și acum putem să integrăm fiecare funcție în parte. Integrală din x la pătrat este x la 3 a pe 3, de la 0 la 1, minus 4 ori x la 2 pe 2, de la 0 la 1, plus 5x de la 0 la 1. E clar că atunci când înlocuim x-ul cu 0, dispare pentru că ne dă 0 și atunci o să scriem direct ce obținem când înlocuim pe x cu 1 și avem 1 la 3 care e 1 pe 3, minus, simplificăm și rămânem cu 2, 2 ori 1 înseamnă 2, plus 5, și avem 1 pe 3, minus 2 plus 5 înseamnă plus 3. Amplificând, obținem 1 pe 3 plus 3. Era de fapt 3 ori 3, 9 pe 3, care înseamnă exact 10 pe 3. Mergem mai departe la punctul B. Demonstrați că orice primitivă a funcției f este o funcție convexă. Să spunem că avem fie f mare, definită pe r cu valori în r, primitiva funcției f mic. Asta înseamnă că f mare va fi o funcție derivabilă iar derivata sa este f mic. Și acum, noi trebuie să arătăm că f mare este o funcție convexă. f mare este o funcție convexă dacă derivata a doua a sa este mai mare sau mai mare sau egală cu 0. Și acum, dacă ne uităm la cele două relații, de fapt, noi trebuie să arătăm că f mic derivat o singură dată e mai mare egal decât 0, oricare ar fi x din R. Și acum, haideți să calculăm derivata funcției f. Avem f mic derivat egal cu e la x pe lângă x pătrat minus 4x plus 5 totul derivat, derivăm ca un produs și avem o dată e la x derivat ori paranteza nederivată plus e la x nederivat ori paranteza derivată. Și atunci o obținem că f derivat de x este e la x ori paranteza, asta nu se modifică, plus e la x pe lângă. Atunci când derivăm paranteza, x pătrat derivat este 2x, iar 4x derivat este 4 și 5-ul derivat este 0. Observăm că putem să-l dăm un factor comun pe la x pe lângă. x pătrat minus 4x plus 5 plus 2x minus 4. Asta înseamnă că f derivat de x va fi e la x pe lângă x pătrat minus 2x plus 1 și observăm că în paranteză avem un pătrat perfect, ceea ce înseamnă că f derivat de x este la x pe lângă x minus 1 totul la pătrat. Noi știm că funcția exponențială este întotdeauna pozitivă. Pătratul perfect este un număr nenegativ, adică e mai mare egal decât 0 și atunci de aici ne rezultă că f derivat de x este mai mare egal decât 0. Oricare ar fi x un număr real. Asta înseamnă că derivata a doua este mai mare egal decât 0, oricare ar fi x un număr real, și atunci rezultă că f mare este o funcție convexă. Mergem mai departe la C. Determinați numerele reale, ABC, pentru care funcția f mare definită pe R cu valori în R, unde f mare de x este. e x pe lângă ax pătrat plus bx plus c este o primitivă a funcției f. Și acum, noi dacă știm că f mare este, o funcție primit este primitiva funcției f, putem să ne folosim de derivata sa și să calculăm, să vedem ce obținem. e x pe lângă ax pătrat plus bx plus c, totul derivat, înseamnă e la x totul derivatul, paranteza nederivată, plus e la x nederivatul, paranteza derivată. Și atunci, e la x rămâne e la x, plus e la x pe lângă. Când îl derivăm pe x pătrat, ne dă 2x și atunci avem 2ax plus b, pentru că ceul este o constantă, dispare. Și atunci avem e la x pe lângă ax pătrat plus bx plus c plus 2ax plus b. Haideți să grupăm termenii care conțin x și constantele și atunci putem să spunem că f mare derivat este e la x pe lângă ax pătrat plus x pe lângă b plus 2a plus termenii liberi B și C. Dar noi știam că F mare derivat este F mic. Asta înseamnă că, bine, și F mic era E X pe lângă X pătrat minus 4X plus 5. Asta înseamnă că trebuie să le privim cumva în oglindă. Haideți să vedem așa. Coeficientul lui X pătrat trebuie să fie egal cu coeficientul lui X pătrat. Apoi, coeficientul lui X trebuie să fie egal cu coeficientul lui X. Și termenii liberi trebuie să fie la fel. Putem să scriem că A este de fapt 1, pentru că în fața lui X pătrat e 1. Apoi B plus 2A înseamnă minus 4. Și în final B plus C este 5. Îl înlocuim pe A aici avem B plus 2 egal minus 4. Asta înseamnă că putem să-l mutăm pe 2 cu operația de scădere și obținem că B este minus 6. Îl locuim pe B cu minus 6 și avem minus 6 plus C egal cu 5. Asta înseamnă că C-ul va fi 11.